Dar între timp, întreagă, să spunem, divizie de propagandă a ONG-urilor de stânga, ONG-urilor progresiste, au o activitate foarte, foarte mare, are o activitate foarte mare și promovează tot felul de articole, mesaje, a spune noi neadevăruri sau mituri, dacă le putem spune în seara aceasta. Și unul dintre ele la care se face foarte mult referință este la numărul de minore însărcinate, gravide. Și haideți să ne uităm puțin dacă e chiar așa cum se spune sau undeva se propagă o imensă minciună care nu are nicio legătură cu realitatea. Deci ea spune că este argumentul forte cu care defilează susținătorii introducerii educației sexuale obligatorii în școală, și anume că în România avem anual în jur de 18.000 de minore gravide. Acum, acest argument al minorilor gravide este de fapt un pretext. Și am să explic de ce este un pretext. Mai întâi, că nu avem o distribuție a acestor fete minore care au rămas însărcinate, să vedem dacă sunt căsătorite sau necăsătorite. De ce spun acest lucru? Pentru că în anumite segmente ale populației României sunt fete care se căsătoresc de timpuriu. Și dacă se căsătoresc de timpuriu, e normal că în cadrul relațiilor de familie, de căsătorie, să aibă copii. În al doilea rând, nu ni se prezintă în această statistică dacă aceste fete frecventează școala sau au abandonat școala, dacă sunt în zone defavorizate, dacă sunt în familii dezorganizate, disfuncționale, ci ni se aruncă o cifră în față, 18.000. Acum, pentru mine, și dacă ar fi un singur caz, este important să vedem ce s-a întâmplat cu fata aceea, dacă este o victimă sau dacă este într-un mediu sociocultural care încurajează căsătoria de timpuriu și avem de-a face cu o altă realitate. Dar din toate studiile pe care le avem și sunt la ora actuală disponibile, se pot găsi chiar pe internet, o bună parte din aceste fete sunt din comunități care practică și încurajează căsătoria de timpuriu. În al doilea rând, avem de-a face cu zone defavorizate, sărăcie, insalubritate și părinți plecați de acasă, copii ai nimănui sau abandonați sau neglijați. Dacă ar fi într-adevăr o preocupare pentru soarta acestor fete care au rămas însărcinate, cu siguranță că n-au ajuns acolo datorită faptului că n-au avut educație sexuală, ci au ajuns acolo din alte cauze. Ce este interesant este faptul că cei care invocă această statistică nu fac nimic să meargă să rezolve situația economică, situația materială, situația dezastruoasă de insalubritate, de condiții de viață deosebite care au împins aceste copile înspre o asemenea situație. Nu se duc să-și împartă salariile lor generoase cu familiile care au trebuit să meargă la muncă în străinătate, ci vin și ne spun soluția pentru această criză a fetelor minore gravide este educația sexuală în școli. Ori este cunoscut faptul că acei copii care merg la școală, care au familii sănătoase, au părinți responsabili, care merg la biserică, nu se regăsesc în această statistică. Deci spun, este un pretext, este invocat pentru că are o încărcătură emoțională. Dar, din păcate, cei care speculează, manipulează această statistică, n-au deloc inimă pentru situația acestor copii, acestor familii dezorganizate, sărace, abandonați sau mai știu eu în ce situație se află. Dacă i-ar preocupa, i-am vedea acolo în acele zone de sărăcie, să-i vedem că le construiesc case, că au tabletă, să poată să facă școală online în vremea de acum. Dar ei ne spun, soluția este educație sexuală. Ori educația sexuală pe care o propun s-ar adresa cu totul altui segment de elevi care nu sunt în situația invocată de ei. Deci este un pretext, este un mit
și trebuie spulberat mitul acesta, pentru că îl folosesc manipulatoriu, doar pentru încărcătura lui emoțională. Vreau să repet încă o dată, și dacă ar fi o singură fată, este important pentru că fiecare ființă umană are valoare înaintea lui Dumnezeu și trebuie să aibă valoare în ochii noștri.